Bună dimineața, prieteni! Este joi, ora 5.39. Începe operațiunea Dunărea. În sfârșit am ajuns și eu pe anul acesta, prima oară la Dunăre. Mă îndrept către Dunăre. Să vedem ce ne rezervă astăzi Dunărea. Se anunță tot așa o zi toridă, ca și zilele trecute, de fapt. Foarte cald, mai ales în București. Aflu în comuna Stâncuța. Este o comună spre Brăila, undeva pe lângă Viziru. Se lasă de la Viziru, se lasă în dreapta către Dunăre. Și undeva la maxim 3 km de Dunăre. Acum vom căuta un loc. Dreapta, avem așa un drum care merge spre Cana. Cum se vede Dunărea? Iată că avem și primul peștișor. Asta e o ciortănică. Ei, ce mică e! Ei, e un început. Ia să vedem. Ei, ce micuță e! Uitați-o! Opa, mă rău așa. Da, ce mică e! Hai, la drum cu tine, să vină bunicuțul. Păi nu? Fugi! Cu TTX, cu benzar mix, tutti frutti, are o aromă frumoasă. Și ați văzut că am avut și un ciortănel. Uitați, este umectată bine.
poate mai... Exemplu la mândiță. Deci avem aici o plătică. E, cum i-am schimbat iermele, am pus porumb. Păcat dar rezultate. La porumb, da. Știi că vine plătica asta mică, ocutată. Șurel. Îl poartă. Ce frumușică. O eliberăm că n-avem ce face cu ea. Du-te, Vică, du-te! Așteptăm ceva mai mare. Folosesc acum și un TurboSoft Pellet XL de 50 de grame. Acum să vedem ce rezultate vom avea la el. Văd că la plastic nu vrea și am să-i schimb fosfatul. Deci voi pescui numai la coș. La coșuleț. Deci ăsta e coșulețul. Acesta este acum, la cam bate vântul. Am să schimb imediat. Vedem rezultatele. Încercăm. Frumos. Ce avem noi aici? Ia să vedem. Nu știu ce e, pare a fi, cum îi zice, roșioară, dar nu e. Ocutată, ușură, ușură, că roșioara nu face în halul ăsta. Aolea, dar ce-a înghițit. Mă duc am un instrument să-i scot acum.
ciortă mică. Ce mică e? Mai mică. Hai, mă. Hai, bă, băiatule. Ok. Hai, fugi. Ciortă mică, fugi. Mai am pus porumb de la borcan.
relativ trage repede. Adică n-are timpul mare de așteptare. Dimineața a tras bine la porumb la Bonduel și porumb la Borcan. Amiază văd că a început să o la râmă. Am făcut rost de niște râme, cum v-am zis, că cele care au luat de la București au murit toate. Și am făcut rost aici de râme. Și acum văd că trage la râmă. A scăpat exact la prag. Și mi s-au terminat toate monturile pe arc, pe coșuleț. Toate le-am agățat în prag. Am două praguri nenorocite, unde dacă apucă să agațe, s-a terminat tot. Dar așa s-a întâmplat și acum. Era pește, că l-am simțit, numai că a intrat în prag și a scăpat. Cam asta e, prieteni, pe ziua de azi e ora 7:15. Am terminat pe ziua de azi. Am pierdut 7 monturi, toate în prag, nu au ce să le fac, ăsta e ghinionul, aici avem peștele, prins pe ziua de azi. Deci ne vedem mâine dimineață. Dimineața, prieteni. După cum ziceam aseară, am revenit pe Dunăre. Este ora 7. Am venit un pic mai târziu, că nu este nicio grabă. Am o undiță și o lansetă.
Voi încerca să dau și la pufulete. Vedem dacă avem rezultate. La râmă și porumb. Un pic înnorat și asta e bine. Mai avem câțiva pescari în depărtare. Ați văzut câteva ore că la aceea voi pleca acasă. Uite cât a de bani. Frumos. Frumosel bibanel. Bibanul barosan. Nu mă înțepa. E, trebuie să-mi aduc scula. Ai dus-o acolo, ce să fac? Închizi? Da. Înseamnă râmă neagră. Am avut și o trăsătură. La râmă. Te filmezi pe tine. Hai băiatul. Asta e, prieteni, am plecat de pe Dunăre. N-a fost mare lucru. Uitați până unde a ajuns apa cum a fost. Deci cum ziceam, am plecat, că nu, oricum trebuia să plec și în afară de acei ciortănei și moaca aia, somotei ăla, n-am mai prins nimic.
așa că pe data viitoare poate mai ajung o dată la Dunăre, anul ăsta, poate prin toamnă, dar o să viu cu, să vin cu râme negre neapărat, să dau după somn. Cam asta e, dacă vă place canalul meu, nu ezitați să vă abonați. Salutare și pe data viitoare!